Înapoi la Târgu Neamț, unde vizităm atelierul doamnei Tincuța Ciubotariu, în care se fac bundițe, dar nu din cele obișnuite. Bundița nemțeană acoperită în întregime de o broderie deasă și bătută este o piesă excepțională de costum popular, o comoară folclorică unicat mondial. Bundița în Neamț este o piesă unicat. De ce? Și aș adăuga eu și de rezistență pentru patrimoniul valorilor culturale care ne reprezintă ca români. Pentru că zona Neamțului este foarte, foarte bogată în diversitatea costumului popular, al pieselor componente. Și dacă v-ați oprit la bundițe, într-adevăr ați atins cea mai spectaculoasă diversitate. Bundița ne reprezintă. Una este bundița de Moldova, alta este bundița din Muntenia, alta este din zonele etnografice ale țării. Dar ce este curios pentru noi în zona Neamțului, că una este bundița de zona Romanului, care o să vedeți cu totul alt model, alta e de pe Valea Muntelui, alta e de pe Tazlău, alta e de pe Onțăști, adică și chiar uitați-vă Ghindăoane, piesa care este foarte cunoscută în literatura de specialitate. Aici o bundiță foarte, foarte veche, realizată pe piele. Și aici, dacă puteți să observați, e o contextură, o realizare care acum nu mai poate face nimeni. Noi am achiziționat, dar mai sunt care vin cu modele de bundițe din Laiță, din Lăz de Zestre, pe unde le găsești. Chiar cineva mi-a adus o bundiță foarte frumoasă găsită la cușca unui câine. Așa am spus, lasă-mi o ruptă cu mâini, lasă-mi o mie aici. Ei, noi încercăm să reproducem. Nici într-un caz nu ne depărtăm de autentic, de ceea ce vrea să reprezintă și nu mă depărtez de zona de unde mi este adus modelul. Din ce în ce mai mult vin persoane care îl găsesc, chiar multe vin cu poze. Și ne arată, uite, iată, asta e de-a străbunicu sau iată, bunicu a fost îmbrăcat așa și ne roagă să reproducem. De când am început să facem lucrul ăsta, am depistat și bogăția de modele, bogăția de culori, simbolistica fiecărei zone în parte. Poate de asta ne-am și făcut cunoscuți, pentru că în fiecare lucru realizat de noi o să găsiți o bucățică din sufletul nostru.